Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Băi, dacă ne uităm la alții, ne întrebăm la noi de ce nu se poate sau ce s-ar întâmpla dacă s-ar putea, am descoperit o altă abordare în lupta împotriva pandemiei. Se întâmplă în Harbin, China. Harbin este un oraș, înțeleg că are populație de 5,2 milioane de locuitori. E Harbin sau e Harbin? Nu știu cum e, că la chineză nu vorbesc. Numai un pic japoneză. Okay. Deci Harbin, China, 5,2 milioane de locuitori, un orășel mic, un cătun. Un orășel mic de provincie, probabil din China. Aici sunt premiați cu aproape 1400 de euro, 10.000 de yuani. Dacă vă interesează cursul de schimb, vreți să schimbați ceva. 1400 de euro sunt premiați cetățenii chinezi care vin cu un test pozitiv cu coronavirus. Deci dacă ești testat pozitiv cu coronavirus, poți să ieși chemat la autorități. Ce, nu crede aia că există virusul și vor să vadă cu ochii lor un test? Nu. E, și asta ar fi o variantă, dar autoritățile încearcă să blocheze canalele de transmitere a virusului, să transmită, adică, practic, să identifice pe toți cei care sunt pozitivi. Și ca nu care cumva aceștia să se ascundă, îi premiază. Ești pozitiv, vii cu testul, îți spun că îți dau 1400 de euro. Și acum întrebarea e dacă o să găsească suficienți chinezi naivi care se ducă să se predea. Dar noi nu cred că ar fi nevoie de 1400 de euro. Cred că și pentru mai puțin s-ar strânge toate testele de sarcină. Da. Se duc. Mamă, pentru 100 de euro îți dai seama ce ar fi pe OLX. Da. Dau test pozitiv. 70 de euro. Dar e interesantă abordarea. Adică, uite, la asta nu m-aș fi gândit, știi? Că până acum se premiau... La de sarcină? Adică s-a încercat premierea celor care se vaccinează. Le-au dat diverse chestii. Bonuri de masă, ulei. Înțeleg că în Slovacia le dau 500 de euro la bătrân dacă se duc să se vaccineze. Vezi că nu mai sunt bonuri de masă. Dar ce sunt? Nu, adică teoretic sunt, dar nu sunt. L-am vaccinat eu pe Ștefan. Da. Și scrie acolo, era un afiș mare pentru vaccinați, 100 de lei bunuri de masă. Și na, zic cum fac. Și ai și o zi liberă un părinte. Ce? Apropo, vedeți că nu vin luni. Așa? Și zic, și cu bunurile astea de masă, care e ideea? A, zice, nu sunt. Cum dar nu sunt? Nu sunt fizic, nu sunt, nu există. Păi și cum teoretic primești. Și a zis, zice, uitați, aici un număr de telefon, sunați din când în când. Deci, bă, înțelegeți, serioasă, da. Sunați din când în când și când o să vă spună că sunt, veniți. Dar numai aici. La circa am fost. De la electronică, adică acum înțeleg. Nu e măsat, nu. Sunt ales nu, pe telefon. Da, nu. Nu? Sunt 5 bonuri a câte 20 de lei, un bon special. E ceva ediție de colecție, ai înțeles? Vezi, mă, de ce nu merge bine vaccinarea? Că Luca distruge această super ofertă. Păi nu, le-am zis oamenilor să știe de ce în București, la noi în sectorul 2, de exemplu, nu mai sunt bonuri. Nu mai sunt. S-a vaccinat așa multă lume? S-au topit bonurile. Dar spune-mi, în sectorul 2, la tine acolo, era vaccinarea la acea terasă? Nu, la circa am fost. Nu, tati, am fost la un centru. Nu, la mici nu se mai vaccinează acum. Au fost două promoții și s-a terminat mici și gata. Dar încă se mai vaccinează lumea acolo. Cred că a mers cu must acum pe toamnă. Da, chiar. A fost, era vaccinarea chiar între must și mici. Adică era foarte frumos. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.